Școlile și grădinițele din 6 localități din județul Ilfov au trecut în totalitate în sistem online pentru că rata de infectare a depășit 6 cazuri la 1000 de locuitori. Și în capitală, 440 de clase învață de acasă. Chiar astăzi, două unități de învățământ au cerut închiderea pentru 14 zile după ce au apărut mai multe îmbolnăviri în rândul angajaților. Cu toate acestea, ministrul Educației spune că numărul cazurilor din școli este la jumătate față de începutul lunii. În capitală, 540 de elevi și 207 angajați au COVID. Numai în ultima săptămână au fost depistate 35 de cazuri. De astăzi, o școală gimnazială și o grădiniță din sectorul 3 au cerut trecerea din scenariul roșu, în care mergeau la școală preșcolarii, elevii din clasele 1-4 și cei din anii terminali, în sistemul exclusiv online. Motivul: mai mulți angajați au fost depistați pozitiv. Cererile au fost aprobate, iar porțile unităților de învățământ vor fi închise timp de 14 zile. În județul Ilfov, toate școlile din localitățile care au depășit pragul de 6 îmbolnăviri la 1000 de locuitori s-au închis. Cursurile s-au mutat în online. Sunt 39 de unități de învățământ, de stat și private. Avem 39 de unități de învățământ din 6 localități. Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Dobroiești, Chiajna, Brănești. De Chiajna avem, practic, 11 unități de învățământ, 2 de stat și 9 particulare. Din cauza îmbolnăvirilor, și mulți copii din Brăila au fost nevoiți să se întoarcă la învățământul online. Elevii din 81 de clase participă acum la ore din fața unui ecran, pe lângă cei din clasele 5, 7 și 9, 11, care erau deja acasă, potrivit scenariului galben. Suntem în fața unui ecran timp de 7-6 ore pe zi și nu prea se înțelege nimic și se mai și întrerupe și nu... Da, ne dau și multe teme și testări și nu putem să facem față uneori. Astăzi vorbim despre infectarea 24 de cadre didactice, 15 elevi și pe fondul acestor aspecte, 81 de clase învață în sistemul online. Cu toate acestea, ministrul Educației spune că situația epidemiologică în unitățile de învățământ este bună. Dacă vreți să ne raportăm la perioada precedentă, pot să vă spun că rata de infectare în rândul elevilor este exact jumătate. În perioada 8-15 martie avem un număr de 181 de elevi infectați față de 376 în perioada precedentă. Cadre didactice sunt 320 personal din învățământ. Potrivit ordinului comun, la un caz depistat într-o grupă de grădiniță, ori clasă primară, și la două cazuri într-o clasă de gimnaziu, ori liceu, elevii intră în izolare pentru 14 zile. Dacă un profesor este depistat pozitiv, se face anchetă epidemiologică. Activitatea fizică a școlii poate fi suspendată. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.